Bună seara, prieteni! Bun găsit la un nou început de săptămână. Iată că am avut o pauză prelungită, vineri, sâmbătă și duminică. Vineri n-am mai prestat aici la B1 TV, pentru că ați văzut, evenimentele au fost de așa natură încât... Sabin Pârvan, salut, Sabin! Salutare, salut, pariori! Salut, Sabine! Am fi făcut în mod obișnuit bilanțul emisiunii, dar putem să facem un bilanț al weekendului, raportându-ne la ceea ce s-a întâmplat pe site. Da, să știi că a fost foarte bine, pentru că am avut un weekend... Cu de puține care surprize, și asta trebuie să spunem. Da, așa este. Ne-a fost frică de weekendul pe care tocmai l-am încheiat, dar... Să ne spunem oamenilor și de ce. Da, am avut runde inaugurale în Premier League, de asemenea în prima ligă franceză. Au mai fost câteva, și în Olanda la fel, a fost început de campionat. Olanda, Turcia. Turcia, da, știm că trebuie să fim precauți în aceste momente, dar uite că cel puțin în Premier League, de sus până jos, totul a fost ok, iar dacă am fi avut emisiunea, bine, nu ne lăudăm acum după război. Ne-ar fi ieșit 100%. Ar fi fost senzațional. Ponturi chiar foarte bune, biletele pregătite pentru weekend de asemenea au fost foarte bune. Le-au putut găsi telespectatorii noștri pe site. A fost un weekend îmbelșugat de pariu, nu doar pe fotbal, pentru că și Halep ne-a adus profit și am avut mult tenis de calitate, pentru că astea sunt sporturile la putere acum, fotbalul și tenisul, dar nu ne cramponăm prea mult de faptul că nu am avut emisiune vineri seară. Cu siguranță că săptămâna în care am intrat ne va aduce de asemenea câștiguri importante. Așa este, oamenii ne întrebau ce s-a întâmplat, evident n-am avut cum să avem prioritate, însă lucrurile bune au putut fi urmărite pe site. Pe site, pe Facebook, acolo unde vă și invit, prieteni, pe pagina asta de Facebook, pentru a comenta împreună în această ediție a emisiunii noastre. Vă reamintesc ceea ce vă spuneam la debutul noului sezon, să spunem așa, și anume faptul că dacă sunt telespectatori care ne urmăresc din țări, din alte țări decât România, atunci ei ne pot ajuta trimițându-ne mesaje. Spre exemplu, dacă cineva locuiește în Anglia, ne poate trimite un pont pentru campionatul Angliei, altcineva care locuiește în Italia la fel ne poate trimite, pentru că ar fi într-un fel, între ghilimele, așa să spunem, corespondenții emisiunii noastre în acele zone, oameni care se pricep. În Spania stăm bine, Florin, prietenul nostru din Pamplona, mi-a trimis astăzi un mesaj, o să vă citesc înaintea etapei, care este primul său pont, înaintea etapei din Spania, evident. E bine, dăm drumul la treabă și ne aruncăm, ne năpustim efectiv pe meciurile de Liga Campionilor. Începem cu meciul zilei Unibet, întâlnirea dintre Fenerbahce și Benfica. În tur, Benfica a reușit să câștige cu scorul de 1-0. Echipa mai pragmatică, echipa mai experimentată. Ne așteptam la un deznodământ de acest tip. Ne așteptam de asemenea la un meci fără multe goluri. Și iată că a ieșit cam pe unde ne așteptam, nu doar noi, ci și sunt convins și mulți dintre dumneavoastră. În urma acestui rezultat, Benfica, spune eu, este mare, mare favorită, pentru că un gol marcat în Turcia de către portughezi i-ar obliga pe cei de la Fener să marcheze cel puțin 3. Așadar, dacă iese, spre exemplu, 0-0, oricum Benfica se califică, dacă iese 1-0, Benfica merge în prelungiri cu Fener, iar dacă Benfica marchează un gol, atunci turcii sunt obligați să marcheze 3. Da, și Benfica are doar o cotă de 1-20 la calificare, practic... agențiile de pariuri sau Unibetul în special se așteaptă ca Benfica să facă pasul către faza următoare. 2,60 cota la victorie la Istanbul, 3,35 avem la remiză, 2,50 are cotă un succes al gazdelor. Da, meciul din tur a surprins prin felul în care s-a prezentat Fenerbahce, foarte temătoare. Practic ei nu s-au apropiat de poarta lui Sitanilor, au avut câteva faze undeva în zona careului, dar nu au avut șuturi pe poartă, nu au avut faze fixe din care să poată să scoată ceva. Benfica a stat mult în jumătatea adversă, dar nu a avut multe ocazii evidente de gol. Au reușit totuși să marcheze odată un gol foarte important în ecuația calificării.
Gazdele se califică, uite, o cotă de 4 pentru cei care vor să încerce. Nu neapărat o surpriză, pentru că Fenerbahce este o echipă solidă, dar raportat la scor și la felul în care s-au prezentat turcii în prima manșă, un rezultat mai puțin așteptat, cel puțin peste un gol asiatic în prima repriză. Sunt variante din oferta Unibet, variante foarte inteligente, făcând așa o devin puțin de la subiect, puteți încerca astfel de variante, de exemplu, în campionatele Angliei sau Germaniei, Olandei, nu mai vorbesc acolo unde se marchează foarte mult, încă din prima repriză. Bine, nu o să aveți o cotă de 1,95, cum e aici, dar cotele sunt bune. Gazdele câștigă minim o repriză, pariu în cota 1,82 pentru partea de la Istanbul. Păcat că nu am avut acces sau încă nu avem acces la pariurile pe cartonașe, pentru că ne imaginăm, mai ales dacă scenariul propus de tine, gol Benfica, devine realitate destul de repede, undeva să zicem în prima repriză, cred că cartonașele galbene vor curge. Știm cum se comportă turcii în momentul în care lucrurile nu le ies cum... Deci cam pierd firea. Deci cam pierd firea, putem insista într-o astfel de situație, chiar și pe un cartonaș roșu, sunt chestii de încercat live și putem paria, mai ales că la Unibet avem o mulțime de astfel de variante live și mai ales pe meciurile importante, pentru că suntem totuși în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, este un derby al fazei și cu siguranță că agenția Unibet ne va pune la siguranță, ca de fiecare dată, o mulțime de variante speciale. Încă un aspect care trebuie menționat, ambele au debutat bine în noile stagiuni interne, au câștigat. Benfica, în schimb, nu și-a amenajat niciun titular în victoria cu Guimaraes, a fost 3-0 la pauză, au avut și un penalti ratat, Pizzi a reușit toate cele 3 goluri ale gazelor. După pauză, Guimaraes a marcat de 2 ori și fanii Benfica i-au tremurat puțin. Asta ne-ar sugera faptul, Sabine, că Benfica are încredere. Da, are încredere și își cunoaște bine adversarul, a știut cum să-l abordeze și cred că va avea, sau nu cred, sunt convins că are la dispoziție mijloacele necesare și pentru o manșă retur bună. Fenerbahce a câștigat cu 2-1, dar a avut contra Bursei, dar a avut și jucători menajați. Uite, în frunte cu Valbuena nu a jucat meciul cu Bursa. Peste 2 goluri asiatic la o cotă de 1,54 este pariul nostru. Repetăm ce înseamnă asta. Dacă se marchează de exact 2 ori în Fenerbahce Benfica, avem miza returnată. Dacă se marchează de 3 ori, suntem pe plus. Suntem finaliști. Suntem finaliști. Ambele marchează, Sabine, undeva pe la 1,90, are și o variantă de luat în calcul pentru pariuri. Cineva ne scria, cotele mici sunt pentru casele de pariuri, pentru a câștiga, cotele mari sunt pentru câștigători. E bine, noi nu ne-am temut niciodată să dăm cote mari, ba chiar am făcut-o regulat și o parte dintre acestea au fost și câștigătoare. Ne scria cineva, Ionuț Muteș, am pariat vineri super cotele date de voi joi seara cu o modificare la Marseille, am luat 4-6 goluri și am obținut o cotă de 45, sunt super tari. E bine, asta făcea parte din bilanțul emisiunii de joi, dar nemai făcând vineri seara emisiune, n-am putut să-l menționăm. Toate cele trei cote bombă, dacă nu mă înșel, au fost câștigătoare. Da, trei cote bombă. Este, cred că, pentru a treia oară de când am introdus această rubrică în emisiunea noastră, când avem toate cele trei cote bombă câștigătoare și, în sfârșit, un pachet. A și fost un articol pe site legat de pachetelul de pariuri câștigătoare din emisiunea de joi seară, pentru că trebuie să ne mai și lăudăm atunci când lucrurile sunt foarte fine și când nu este foarte bine, tot nu o facem foarte des, dar da, trebuie să spunem lucrurile astea, pentru că sunt oameni care nu l-au mai văzut până acum, oameni care ne văd prima oară și care nu știu mare lucru despre noi. E adevărat, strategiile noastre și abordarea noastră e una specială, poate la alte, eu știu, alte emisiuni, nu care exista foarte multe sau, eu știu, în alte părți oamenii sunt obișnuiți cu alte lucruri. Noi însă am mers întotdeauna pe variantele cele mai logice, cele mai fără complicații, să spunem așa, tocmai pentru a nu vă induce în eroare. Da, evident, dacă cineva vrea să obțină un câștig mai mare, poate umbla un pic la variantele noastre. Cum spunea și omul aici, zice, domnule, la Marseille am luat interval de goluri pentru că mi-a plăcut mie mai mult. Asta spun. Adică noi încercăm să nu vă inducem în eroare, iar dumneavoastră, evident, puteți face ce vreți cu lucrurile pe care le spunem aici, pentru că
totul trece prin mintea noastră, dar și prin buzunarul nostru, acolo unde noi nu avem acces absolut niciodată. Mergem mai departe, discutăm despre o altă partidă interesantă, cea în care echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, o va întâlni pe Spartak Moscova. Răzvan Lucescu are la PAOK în momentul ăsta o adevărată trupă de comandă. Are o echipă care, cred eu, are motivația echipe, unei trupe de comandă. De ce spun treaba aceasta? Pentru că ceea ce s-a întâmplat în finalul sezonului trecut i-a îndârjit extraordinar de tare, i-a unit foarte mult pe cei de la PAOK și rezultatul din tur, acel 3-2 pentru PAOK, după ce a fost condusă încă din primele minute cu 2-0 de Spartak, a reușit PAOK până la pauză să întoarcă rezultatul, a fost 3-2. Cred că un astfel de rezultat nu face decât o dată a să arate că PAOK este precum foarte unită, da, precum o trupă de comandă, așa cum spuneam, dar și B, că are foarte multă încredere, acest rezultat îi va da, cred, un plus în retur. Un retur deloc ușor, pentru că la Moscova, evident, Spartak este favorită. Cum crezi că ar putea fi desfășurarea partidei, Sabine? PAOK s-ar mulțumi și cu un rezultat de egalitate. Are două din trei variante, egalul sau victoria. Da, și Spartak s-a mulțumit cu o victorie la limită, pentru că a marcat de două ori în tur. 1-0, 2-1 sunt rezultate care o califică în faza următoare. Și sincer, nu cred că va mai fi desfășurare nebună din tur. Eu îl văd ambele marchează, spun de la bun început. Da, ambele marchează. Varianta inițială pe care o selectasem pentru emisiune era gol PAOK. Cred că rămâne în picioare acea variantă, deși cotele pe unul solist nu sunt, sau au început să scadă ușor. Casele de pariuri aș fi oferit acea cotă la calificarea lui Spartak Moscova, dar viitorul Spartak Moscova, nu știu, mi se pare la ce a arătat PAOK, pentru că pe lângă motivația pe care o are, pe lângă felul în care s-a prezentat, pe lângă cât de unită este, la PAOK este și valoare, iar Spartak Moscova nu este chiar o echipă corect de speriat. Hai să vedem cotele. 1.68 victorie Spartak Moscova, remiza are cota 3.60, victorie PAOK la o cotă de 4.75. Uite, pariul pe care tu îl propui, ambele marchează, are o cotă foarte bună, 1.7 este o cotă excelentă pe mâine. Gol în ambele de prize, 1.75. Evident, cotele sunt marea lor majoritate pliate și pe ce s-a întâmplat în tur. Oaspeții câștigă minim o repriză la o cotă de 2.75. Spartak are prima șansă, măcar din prima cotelor. Hai să vedem și celelalte cote pe micul ecran pentru a sublinia încă o dată. Acestea ambele marchează, 1.87, pariul pe care eu îl văd foarte viabil aici. Dar, evident, și golul în ambele reprize, fiind în aceeași ordine de idei, să spunem așa. Da, se va marca, dar eu cred că va fi un meci puțin mai închis decât cel din tur. Motivele le-ai spus și tu, PAOK s-ar mulțumi cu o remiză, Spartak cu o victorie la limită, sau să nu primească două goluri, iar varianta de pariere pe care noi o propunem, cumva le îmbracă pe toate astea, 2-4 goluri în meci la o cotă de 1.45. Așa este, mai avem mesaje din partea telespectatorilor, Sabine. Fenerbahce Benfica X la pauză, ne scrie Cristian Matei, un mic bilet din partea lui Cătălin Lupescu, unul din telespectatorii fidele a emisiunii noastre, Craiova, Vidi, AEK, Ajax, toate aceste meciuri cu ambele marchează, așadar la Craiova, la Vidi, AEK și la Ajax. Fenerbahce Benfica 1 și ambele marchează, de acord. Și mă rog, mai sunt mesaje, dar o să le citim. Deocamdată ne îndreptăm către subiectul următor.